Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, așa cum am văzut până acum, închinarea este foarte importantă în ochii lui Dumnezeu. Prezența noastră în fața lui solicită însă atenție, grijă, pentru că el este un Dumnezeu sfânt care solicită sfințenie din partea noastră. Cuvântul său ne învață cum să ne apropiem de el, ne spune cum este el pentru a înțelege de ce avem nevoie pentru această apropiere de Domnul nostru. Aceste lucruri le-am găsit exprimate în legile pe care Dumnezeu le-a dat poporului său și, de asemenea, le vom găsi în indicațiile pe care Dumnezeu le va da poporului pentru construirea cortului întâlnirii. Legea s-a a arătat poporului care este sfințenia sa. El ne-a arătat că El este un Dumnezeu sfânt care așteaptă ca poporul său să se separe de păcat. Acum ne va arăta că El dorește întâlnirea, relația, părtășia cu poporul său, vrea să fie în mijlocul lor. Deci, să continuăm călătoria noastră în Cartea Exod, apropiindu-ne acum de capitolul 25 al acestei cărți. Este capitolul în care găsim instrucțiunile pe care Dumnezeu le dă lui Moise cu privire la construirea acestui cort al întâlnirii. Să ascultăm, deci, cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel, să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Cu toate că Israel a ieșit numai de câteva luni din robie, Dumnezeu le cere acum să contribuie la construirea tabernacolului, cortului întâlnirii. Interesant este că ei au dat atât de mult Domnului, încât a fost nevoie să intervine pentru a-i opri. Acum, ce trebuia să aducă poporul pentru construirea acestui loc de întâlnire? Iată ce veți primi de la ei ca dar aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărmiziu, pânză de insubțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșii, piei de vițel de mare, lem de salcâm, un de lemn pentru sfejnic, mirodenii pentru un de ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru pieptar și umărar. Dragi prieteni, acestea nu erau lucruri obișnuite, ci erau dintre cele mai scumpe și rare lucruri. Este foarte adevărat că ei le luaseră de la egipteni atunci când au plecat în fugă din țara Egiptului. Acum, aceste lucruri erau date Domnului. Crede însă că accentul nu cade atât de mult pe ceea ce au dat ei, ci pe faptul că au dat. Adică, locul pe care Dumnezeu îl face, locul acesta al întâlnirii, nu este pentru Domnul, ci este pentru ei, ca Dumnezeu să fie prezent în mijlocul lor. Dumnezeu spune să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Deci este inițiativa lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor. Numai că și ei trebuie să facă ceva. Și prieteni dragi, ceea ce facem pentru Domnul, mai ales când este vorba ca El să fie prezent în viața noastră, nu poate fi niciodată prea scump. Apoi, un alt aspect legat de închinare de această dată este acela că nu putem aștepta prezența lui Dumnezeu în viața noastră fără ca noi să sacrificăm ceva. În ceea ce privește mântuirea noastră, nu putem sacrifica nimic, pentru că Domnul Isus a sacrificat deja totul pentru noi. Însă, în ceea ce privește prezența lui în viața noastră, venirea lui în ființa noastră, aici este locul unde și noi trebuie să sacrificăm. Uneori sunt lucruri scumpe nouă, obiceiuri cu care ne simțeam bine, tradiții, prieteni și alte lucruri care sunt prețioase pentru noi, dar care nu ne sunt de prea mare folos. Dacă privim la lucrurile pe care Dumnezeu le-a cerut de la popor, vom vedea că, într-adevăr, ele sunt lucruri prețioase dacă privim la valoarea lor. Dar nu sunt tocmai ce aveau ei nevoie acolo unde se aflau. Acum, din nou, este foarte adevărat că nu este ușor să faci acest lucru. Nu este ușor să renunți la opinii pe care ți le-ai format, ai crezut în ele și te-ai simțit bine cu ele. De exemplu, anumite atitudini pe care le-ai avut. Să presupunem că un coleg nu ți este pe plac. Poate că și alți colegi au aceeași părere despre el. În felul acesta, opinia ta cu privire la el ți se pare justificată. Este comod, ești în ton cu ceilalți. Dar iată că vine cuvântul lui Dumnezeu care îți spune nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Sunt cuvinte care le găsim în Proverbe, capitolul 24, versetul 28. Este un cuvânt al Domnului și el ne atrage atenția cu privire la o atitudine, la un comportament al nostru. În cazul acesta trebuie să renunți la atitudinea ta. Și, dragii mei, cine a încercat să scape de asemenea atitudini păcătoase știe că nu este ușor. Nu este ușor să lupți cu tine însuți, nu este ușor să lupți cu firea ta, însă merită să o faci. Domnul este acolo lângă tine, susținându-te cu puterea sa. Rezultatul este prezența lui Dumnezeu în viața ta, ceea ce înseamnă o mare binecuvântare. Poate că altă ori este nevoie să renunți la comoditatea ta. De exemplu, rugăciunea de dimineață, timpul petrecut cu Dumnezeu, închinarea zilei din fața ta în mâinile Lui. Oare unde ar putea fi mai sigur viitorul nostru decât în mâinile Domnului? Dar pentru aceasta trebuie să renunți la câteva minute din somnul tău. Este nevoie să te trezești cu o jumătate de oră mai devreme pentru această întâlnire specială. Dar aceasta înseamnă pregătire din ziua precedentă, înseamnă să te duci cu o jumătate de oră mai devreme la culcare. Înseamnă să nu vezi filmul de la ora târzie, înseamnă disciplină. Suntem noi gata pentru astfel de sacrificii? Sunt ele mari? Dacă ne gândim la viața ce ne stă înainte, nu ar trebui să spunem și noi asemenea lui Pavel? Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci prezența lui Dumnezeu în viața noastră implică eforturi și din partea noastră. Poporul a adus lucruri scumpe înaintea Domnului. Cortul întâlnirii este alcătuit din pietrele scumpe ale renunțărilor noastre. Dar să mergem mai departe la indicațiile pe care Dumnezeu le dă lui Moise. Versetul 9 Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. În Cartea Evrei, din Noul Testament, ni se spune că tabernacolul pământesc a avut remodel pe cel din ceruri. Întrebarea este atunci, este și un cort al întâlnirii, un tabernacol ceresc? Tot în Cartea Evrei, în capitolul 8, versetul 5, scriitorul epistolei inspirat de Duhul lui Dumnezeu spune Ei fac o slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Ideea continuă în capitolul 9, versetele 23 și 24 dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrările cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât acestea. Căci Hristos nu a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, Dumnezeu vrea să aducă cerul în viața noastră, iar noi nu trebuie să-L împiedicăm prin egoismul nostru. Dar care este modelul cortului întâlnirii? Iată ce ne spune Dumnezeu în cuvântul său. Să facă un chivo de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de două coturi și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea de un cot și jumătate. Să-l polești cu aur curat, să-l polești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Domnul continuă acum cu descrierea fiecărui element în parte. O să revenim asupra lor. Dar să ne formăm o imagine de ansamblu asupra cortului întâlnirii. Mai întâi este curtea cortului, care avea o lungime de 35 de metri și o lățime de 17,5 metri. În curtea cortului erau așezate altarul din bronz și ligheanul. Tabernacolul propriu-zis era împărțit în două compartimente: locul sfânt și sfânta sfintelor. Acest tabernacol avea 10,5 metri lungime, 3,5 metri lățime și tot 3,5 înălțime. Locul sfânt avea următoarele dimensiuni: 7 metri lungime și 3,5 metri lățime. Sfânta Sfintelor sau locul prea sfânt era cu 3,5 metri lungime, 3,5 metri lățime și 3,5 metri înălțime, ceea ce făcea ca acest loc să aibă forma unui cub. În locul sfânt se afla masa pentru pâinile aduse înaintea Domnului, sfejnicul de aur și altarul tămuierii. În Sfânta Sfintelor, în locul prea sfânt, se găsea chivotul legământului. În curtea de afară se găsea altarul de bronz și ligheanul curățirii. Vă rog acum să observați precizia detaliilor pe care le dă Dumnezeul lui Moise. Este vorba despre dimensiuni, forme, îmbinări, culori, nimic nu este scăpat din vedere. Să torn pentru el patru verici de aur și să le pui la cele patru colțuri ale lui. Două verici de-o parte și două verici de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Acum suntem la chivotul mărturiei. Sfânta Sfintelor, unde era așezat chivotul mărturiei, este locul unde Dumnezeu se întâlnea cu copiii lui Israel. Era locul unde ei se puteau apropia de Dumnezeu, să vedem ce spune Dumnezeu cu privire la acest chivot. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Să faci un capac al ispășirii de aur curat. Lungimea lui să fie de doi coți și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. Să faci doi heruvim de aur, să-i faci din aur bătut, la cele două capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt să faceți herovimi aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu fețele întoarse una spre cealaltă. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine, și de la înălțimea capacului spășirii dintre cei doi heruvim așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Observați că prima piesă de mobilier este chivotul mărturiei. Acolo trebuia pusă mărturia intervenției lui Dumnezeu în viața poporului evreu. Capacul spășirii este privit ca o piesă diferită, distinctă, Însă, lucrul care trebuie să ne atragă atenția este acela că Dumnezeu este cel care inițiază apropierea de popor. Chivotul este primul pe care Dumnezeu îl prezintă pentru că modul în care noi putem să ne apropiem de el este împlinind cerințele de sfințenie impuse de persoana sa. Atunci când omul intră în acest cort al întâlnirii, intră pe poartă în curtea în care se afla altarul pentru jerfă. Dragii mei, Dumnezeu poate veni aproape de noi, dar noi nu putem veni aproape de El fără jerfă. Ea este singura care asigură premizele pentru intrarea în prezența lui Dumnezeu. Chivotul era îmbrăcat în aur atât pe interior cât și pe exterior. Lemnul din care a fost făcut este un lemn foarte rezistent, lemn de salcâm. Într-un anume sens, el este o reflectare a persoanei Domnului Isus, care a fost atât om cât și Dumnezeu chivotul era și lemn, dar și aur. Chivotul nu era o cutie goală. El conținea, așa cum descoperim în Cartea Evrei, trei lucruri. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Conținutul chivotului este tot unul simbolic. Toiagul lui Aron care în se vorbește despre învierea Domnului Isus. Mana ne vorbește despre faptul că Domnul Isus este pâinea vieții. Tablele cu cele zece porunci ne vorbesc despre faptul că viața pe care Domnul Isus a dus-o pe pământ a fost împlinirea tuturor legilor lui Dumnezeu, precum și a profețiilor făcute cu privire la El. Aceste table ale legământului vorbesc despre regalitatea Domnului Isus, el a fost născut ca rege. El a trăit ca un rege, a murit ca un rege și a înviat din morți ca un rege. Dar, dragi prieteni, el va veni din nou pe pământ ca un rege. Planul lui Dumnezeu nu este unul staționar. El se împlinește. Istoria se mișcă în această direcție. Din această perspectivă, noi avem o istorie, adică o parte împlinită a acestui plan divin. Din el face parte nașterea Domnului Sus, viața lui, moartea și învierea sa. Mai avem și prezentul, care înseamnă manifestarea puterii sale zbăvitoare. În felul acesta, puterea prin care a fost înviat el este puterea care învie suflete aflate în păcat. Mijlocul de a beneficia de această putere este credința în el. Însă, în ceea ce privește viitorul, lucrurile stau puțin altfel. Viitorul înseamnă judecată. Planul lui Dumnezeu prevede și judecata pentru toți acei care au respins soluția oferită de el pentru izbăvirea lor. Vasul cu mană îl mai prezintă pe Domnul Isus și ca profet. El este cel care vorbește pentru Dumnezeu, așa cum deducem din ceea ce spune Ioan în Evanghelia sa la capitolul 6, versetul 32. Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun, că moi se nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă da adevărata pâine din cer. Domnul Isus este, de asemenea, mesajul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. El este Logosul, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Domnul Isus este mesajul final al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Prin Domnul Isus, Dumnezeu și-a arătat inima sa pentru noi. Dar Domnul Isus mai este și mare preot. Este un alt aspect cu privire la Domnul Isus pe care ne comunică toiagul înfrunzit al lui Aron. În calitatea lui de profet, Domnul Isus a vorbit oamenilor cuvintele lui Dumnezeu. În calitate de preot, el aduce cuvintele oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Ca și preot, Domnul Isus s-a adus pe sine ca jerfă înaintea Domnului. Ca și preot, el este acum în ceruri, la dreapta tronului Slavei lui Dumnezeu. El este de asemenea unicul exemplu de înviere și restaurare de plină. Acum veți spune că Biblia prezintă și alte exemple de oameni care au fost în viață. Dragii mei, pentru ei nu este vorba decât de readucere la viață. După ce au fost readuși la viață, nu înseamnă că au trăit veșnic. Ei au murit la un moment dat. Însă Domnul Isus este unic pentru că El este în viață și nu va mai muri vreodată. Este o mare diferență. Acesta este modul în care învierea Lui este unică. Însă, dragi prieteni, este ceea ce se va întâmpla cu noi toți, cu toți cei care cred în jertfa Lui, în mijlocirea pe care El o face înaintea Tatălui pentru fiecare dintre noi. Toiagul lui Aron a fost un lem mort, un lem fără rădăcină, dar sub puterea lui Dumnezeu el a înfrunzit, a revenit la viață. Este o imagine plastică a ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Isus. Să revenim acum la capacul ispășirii. Acesta era pus deasupra chivotului. Era făcut din aur curat și avea deasupra doi heruvim poziționați față în față cu aripile desfăcute. Ei umbreau în felul acesta chivotul și priveau în jos, acolo unde era pus sângele ispășirii. Dar să vedem ce este cu această jerfă de ispășire. Mai întâi, dicționarul definește ispășirea ca fiind răscumpărarea unei greșeli prin suferință. Cu alte cuvinte, ispășirea implică plata pentru greșeala făcută, repararea ei. În cazul Scripturii este vorba despre moarte, adică plata pentru păcatul săvârșit este moartea. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu l-a spus primei perechi de oameni încă de la început. Dumnezeu însă prevede ca omul să aducă o jerfă de ispășire. Aceasta implică atât ideea de răscumpărare cât și cea de împăcare. Ea era adusă de obicei pentru oamenii din popor în timpul diferitelor sărbători, cum erau sărbătoarea Paștelor, a Cinzecimii, Festivalul Trompetelor sau Sărbătoarea Corturilor. În Marea Zi a Ispășirii erau aduse două capre ca ispășire pentru tot norodul. Înainte de a aduce jerfa pentru popor, preotul trebuia să aducă în primul rând o jerfă de ispășire pentru el. Cu alte cuvinte, nici el nu era scutit de păcat. Important era în această jertfă ca omul să devină conștient de vina lui și de răsplata pe care o presupunea această vină. Aducând jertfa, el trebuia să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu care îi oferea iertarea. Aceasta era ceea ce trebuia să se întâmple în sufletul celui ce păcătuia. Dragii mei, este o imagine fidelă a ceea ce implică mântuirea noastră. În primul rând, trebuie să fim conștienți de păcatul nostru. Apoi trebuie să fim conștienți de răsplata pentru păcatul acesta. Ea este moartea și este o hotărâre ce nu poate fi negociată. Odată înțeles aceste lucruri, trebuie apoi să înțelegem că Dumnezeu ne dă o iertare pe care noi nu o merităm, dar care este expresia dragostei sale. Aceasta este ceea ce exprimă jertfa de ispășire. În ceea ce privește modul în care se aduce ea, vom reveni cu detalii. Acum să amintim doar că în ziua ispășirii, când era adusă jerfa pentru întregul popor, o parte din sângele adus ca jerfă era pus pe capacul ispășirii. Până atunci, el era stropit înaintea perdelei din locul preasfânt. Dragi prieteni, aceasta este din nou o imagine a ceea ce a făcut Domnul Isus pentru răscumpărarea noastră. Iată cât de vast este planul lui Dumnezeu în ceea ce ne privește. Niciun element nu este trecut cu vederea, nu este un plan de circumstanță, ci fiecare detaliu este planificat cu mult înainte, încă din momentul în care păcatul a intervenit în viața omenirii. Să nu trecem nici noi cu vederea această ofertă divină. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico.